În cursul zilei de ieri, la punctul de trecere al frontierei Porțile de Fier 1, județul Mehedinți, s-a prezentat un cetățean sârb pe sensul de intrare în țară la volanul unui autoturism înmatriculat în Serbia. Acesta nu poseda permis auto pentru a circula pe drumurile din România. La controlul de frontieră, bărbatul a prezentat un permis de conducere provizoriu, care purta însemnele autorităților din Serbia. În data de 5.1.2023, ora 14.23, la punctul de trecere al frontierei Porțile de Fier 1, s-a prezentat pentru controlul de frontieră pe sensul de intrare în țară, la volanul unui autoturism înmatriculat în Serbia, un cetățean sârb. La controlul de frontieră, bărbatul a prezentat un permis de conducere provizoriu, care purta însemnele autorităților din Serbia. În urma verificărilor efectuate de către polițiștii de frontieră, s-a constatat că permisul de conducere prezentat la control nu acordă dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România. Ca urmare a celor constatate, bărbatului nu i s-a permis continuarea călătoriei la volanul autoturismului, iar polițiștii de frontieră au demarat cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conduce pe teritoriul României. La finalizarea cercetărilor vor fi luate măsurile legale ce se impun. În urma verificărilor efectuate de către polițiștii de frontieră, s-a constatat că permisul de conducere prezentat la control nu acordă dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România. Ca urmare a celor constatate, bărbatului nu i s-a permis continuarea călătoriei la volanul autoturismului, iar polițiștii de frontieră au demarat cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conduce pe teritoriul României. La finalizarea cercetărilor vor fi luate măsuri legale ce se impun.